Federația Sindicatelor Libere Independente Energetică cere guvernului să ia înapoi termocentrale Mintia, deoarece investitorii iracheni au încălcat prevederile contractului de vânzare-cumpărare. În realitate, investiția se derulează normal, conform procedurilor aprobate, au declarat pentru Hunedoara 1 TV reprezentanții prefecturii și ai Agenției pentru Protecția Mediului. Cererea sindicaliștilor pare mai mult formală decât întemeiată, deoarece statul oricum poate lua înapoi termocentrala dacă nu se finalizează investiția până în decembrie 2026. Pe mediu nu se respectă nimic, ceea ce intră deja în penal, a declarat Claudiu Gal, președintele Federației Sindicatelor Libere Independente Energetică, într-un articol publicat pe site-ul național.ro. De fapt, lucrurile stau exact invers, spun reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului din județul Hunedoara. Partea de protecția mediului sunt false. Ei au acte de reglementare, sunt monitorizați și deșeurile nu sunt rezultate din activitatea actuală. Sunt lăsate acolo de vechiul operator. Și prefectul județului confirmă faptul că lucrările se derulează cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță, precum și a legislației în vigoare. Nu există niciun risc, investiția merge în continuare, contractul este ferm și este în grafic conform înțelegerii care a fost făcută. Toate instituțiile la care s-a făcut referire au fost la fața locului, inclusiv Garda de Mediu, inclusiv Apele Române și alte instituții, inclusiv ITM-ul, inclusiv ISU. Am dispus ca să se facă controle regulate și la termen, iar lucrurile funcționează conform legii. În plus, mentenanța termocentralei este asigurată de 15 dintre foștii angajați care au prestat astfel de servicii și înainte ca firma irachiană să rezilieze contractul cu firma sindicatelor.